Astăzi la ora de cripto, Bitcoin la 27800 de dolari, Ethereum la 1900 de dolari și toată piața cripto este într-o ușoară urcare. Vă spuneam că toată lumea urmărește ce se întâmplă cu datoria SUA și această știre a adus, a adus și prețul Bitcoinului de la 2,7 la 28.000 de dolari, și anume că Casa Albă și Republicanii au ajuns la un acord de principiu cu privire la, la datoria națională. Republicanii Camerei Reprezentanților au ajuns la un acord de principiu cu Casa Albă cu privire la un acord privind limitarea datoriilor. Acest lucru era de știut că se întâmplă, dar au făcut-o exact cum știu eu mai bine. În primele zile au fost uh, și bursele s-au dus în jos, că se zicea că nu o să se ajungă la acest lucru, dar până la urmă s-a ajuns. Și am văzut și deja prețul bitcoin-ului s-a dus din 27.000 până în 28.000 de dolari. Bursele astăzi sunt închise deoarece în America se sărbătorește Memorial Day și atunci bursele sunt închise, deci astăzi o putem considera o nouă zi de weekend. Dar de mâine ne așteptăm la volatilitate. Uh, și atunci, ne uităm pe prețul Bitcoin, ne să vedem ce s-a întâmplat. A urcat 1000 de dolari, însă volumul este destul de mic pe Bitcoin. Dar nu mă încântă această mișcare. Aș vrea să văd dacă mâine, după ce se vor deschide bursele, după ora 4, 5, 4 și jumătate ora României, se va menține peste 28.000 de dolari. Dacă și mâine după masă vom vedea un Bitcoin peste 28.000, 28.500, 29.000 de dolari, atunci, putem redeveni bullish pe daily. Vă spuneam că atâta timp cât eram sub 27.300 de dolari pe daily, eram bearish. Da, sub EMA ribbon pe daily, eram bearish de la daily în jos. E bine, acest lucru s-a schimbat de câteva zile, iar Bitcoin a pompat peste EMA ribbon. Vedem dacă în următoarele zile Bitcoin are putere să se mențină peste 27.500 de dolari. Vă reamintesc că de la 3 zile weekly, 2 weekly, 1 month eram bullish, dar doar de la daily în jos eram bearish și acest lucru s-a schimbat și să nu uitați că din 1 iunie și retailul, oamenii de rând din Hong Kong vor putea cumpăra cripto și o să vedem dacă acest lucru va avea un impact real în piața cripto. Deci ne, ne așteaptă câteva evenimente bullish, vedem dacă și Bitcoin are putere să meargă peste 30.000 de dolari. Deci o să ne uităm mai mult pe Bitcoin mâine după masă dacă are putere să se mențină peste 27.500 de dolari. S&P-ul la 4.270 pe anchis săptămâna precedentă foarte sus peste această rezistență și mă aștept dacă nu se întâmplă ceva major până mâine ca bursele să testeze foarte repede 4300. Um datoria Americii din nou a fost amânată, se vor împrumuta din nou cu mulți bani și cred că S&P va merge în 4300. Dacă S&P va merge săptămâna asta spre 4300, vă spuneam că de foarte multă lume, de foarte multă vreme se învârte în această zonă, între 4100 și 4200. Dacă uh, închide și mâine peste 4200, are putere să meargă în 4300. Dacă mergem în 4300, atunci și Bitcoin ar trebui să meargă spre 30.000 de dolari. Deci ne așteaptă o săptămână foarte importantă și o să vedem dacă are putere S&P să meargă spre 4300 în următoarele zile. usdt punct D este sub rezistență. Vorbeam în ultimele dați că usdt s-a dus peste această rezistență. Când merge USDT punct .D în sus, înseamnă că banii se mută în stablecoin-uri. Ei bine, s-a întâmplat exact invers. Când Bitcoin urcă, de obicei USDT-ul scade deoarece banii vin în piață. Dacă usdt va închide sub 7.39 în următoarele zile, Arca ar trebui să meargă și mai jos și asta ar, ar, ar aduce piața cripto și mai sus deoarece banii vin din stablecoin-uri în cripto. Mergem și pe DXY. DXY este la 104,26. Este peste această resistență și o să vedem dacă mâine o să scadă dolarul, da? Dacă urcă S&P-ul, arca ar trebui să scadă și dolarul, dar dacă ne uităm pe analiza tehnică, DX ar, trebui să ajungă în 105 înainte să-și ia un reject. Un prim reject, reject cam din această zonă aș vedea din 105,6-105,7. Da? Aici ar trebui să dea cu capul și să respingă din această zonă și să meargă în jos. Vă reamintesc că DX-ul este bullish. Da, este peste EMA 200, dar o să vedem dacă se va întâmpla ca și în această zonă. Aici s-a dus peste EMA 200, dar nu a avut destulă putere să se mențină peste EMA 200 și s-a corectat instant sub EMA 200. Vedem dacă același scenariu se va întâmpla. Adică să stea câteva zile aici, iar după aia să ia un dam sub EMA 200 și să coboare și piața cripto să urce. O să vedem dacă acest lucru se va întâmpla. Atâta timp cât este peste EMA 200, pe Daily DXY, adică peste 103,7, din punctul meu de vedere este bullish DXY-ul. Mergem mai departe, mergem și pe dominanță. dominanță la 48 Vă spuneam că dominanța se află în acest range de foarte multă vreme. Deja cred că de vreo 71 de zile dominanța se consolidează între 47 și 49. Și o să avem niște surprize foarte mari când dominanța va merge de aici. Teoretic ar trebui să meargă în sus, da? În bear market dominanța tot merge în sus, dar nu m-ar mira și o mișcare în jos de aici și ca altcunele să urce, da? Să meargă de aici în jos sub acest suport, sub 47, dar o să vedem, cred că mai trebuie să să stea câteva zile bune în acest range înainte să se decidă în ce direcție va merge dominanța. ETH la fel și ETH a spart rezistența este la 1900 de dolari dar la fel mișcarea s-a întâmplat în weekend, în weekend de obicei nu avem volume. Trebuie să așteptăm să se deschidă bursele, deoarece sunt de orice piața cripto este corelată cu piața bursieră și atunci aș vrea să văd un ETH peste 1900 de mâine după masă încolo, da? Dacă se va menține peste 1900, are putere să meargă în 2000 să testeze din nou această rezistență. Deci ne așteaptă o săptămână destul de volatilă cam pe toate piețele. Și mergem și pe hard. HART este la 0.023 și astăzi este o zi istorică deoarece se va lansa al doilea blockchain românesc și primul blockchain al AI-urilor. Hard este o monedă lansată, Hard este moneda proiectului Humans și Hard este lansată pe ETH, dar de astăzi vor migra spre propriul blockchain și putem vedea că și hard a urcat destul de bine în ultimele zile și a ajuns la următoarea rezistență la 2,3. Următoarele rezistențe de urmări sunt 2,6, 2,9 și chiar 4 cenți. Aici undeva în 2,9 este o rezistență importantă și o să vedem dacă hard se va ține chiar și după ziua de astăzi, se va ține peste 2 să poate va merge și mai. Sunt foarte curios cum va evolua hard de aici, dar rămâne un proiect foarte bun și cred că se vor a dezvolta din ce în ce mai bine în următoarele luni. Adică este o chestie foarte mare să ai propriul blockchain și o să vedem cum o să funcționeze de mâine încoace. Deci astăzi este o zi istorică și pentru humans. Mergem mai departe, mergem pe QNT. QNT este la 110 și QNT știm că a avut probleme și cu tokenomics-ul și cu echipa și au scăzut în continuu din 230 de dolari, din 17 octombrie au tot fost într-o continuă scădere. Dar în aceste momente QNT a ajuns la un prag psihologic foarte important și anume la 100 de dolari. Și putem vedea că din această zonă de suport instant a făcut un bounce. Și în aceste momente QNT este la rezistență. Mare atenție la QNT, volumul se adună, volumul este acolo încă nu este foarte mare, dar QNT se pregătește putește să spargă această rezistență. Și dacă punem un Fibonacci pe termen mai scurt din acel high în acest low, dacă l-am fi pus din acest high, puteam vedea pe termen mai lung, pe termen scurt, următoarele targeturi sunt 112, 122, 130 și 139 de dolari. Targeturi care cred eu că pot fi atinse dacă QNT va sparge această licență și Bitcoin va sparge 28.000 de dolari de mâine încolo. Deci țineți un ochi și pe QNT. Cam atât a fost pentru astăzi, sper că v-a fost de folos acest videoclip și vă mulțumesc de fiecare like și de fiecare coment. Pe data viitoare!